Bună ziua, doamnelor și domnilor, ne-am mai văzut de mult la un clip. Vă prezint Câmpul Lung Moșcel, vorbim un pic mai încet, pentru că avem aici lume care mai lucrează, care mai să nu deranjăm, știți că lumea se uită urât. Da, deci ăsta este Câmpul Lung Moșcel, aici stăm noi de vreo lună și aici vom sta ceva timp și vă promite fratele vostru că într-un an, doi, un sfert din orașul să va practica box, pentru că de luni încolo am de gând să începem cu antrenamente, cu clipuri, cu TikTok-uri, cu tot ce trebuie, pentru că am primit foarte multe mesaje să mă reapuc să fac chiar, pentru că mulți s-au apucat atunci pe vremea aia când făceam eu. Până un alta, noi facem și un car vlog, vă prezint noul Logan care l-am cumpărat. Este un motor de 1 cu 100 de cai putere, cu GPL din fabrică și vom merge până la Timișoara cu el. O să povestim despre cât trage, cum consumă, ce consumă, care e treaba cu el, cum se prezintă la drum, o să filmăm și din interior. Și sper că o să vă placă acest clip, cam asta este mașina, în splendoarea ei. Să lăsați acolo în comentarii să-mi ziceți cum arată. Pentru încă cine nu știe, am dat 12.000 pe ea, este din 2021 și cam asta e treaba. Ia auziți-mă, băieți, așa, ca să vă explic ce făcurăm până acum. Noi stăm în Câmpul Lung, pentru cine nu știa. Corect, nevastă? Corect. Am cam dispărut după platforma asta, dar reapărăm. Și foarte multă lume a cerut storytime-uri, a cerut vloguri sportive, a cerut car vloguri. Și am zis, noi plecăm acum la Timișoara, avem ceva treabă pe acolo. Are în așa un examen și să prezentăm și noi mașina, să facem car vloguri, da? Arată aici la băieți. Deci cam aici e ăsta de gaz. Eu am plecat de la Câmpul Lung cu două linii, da? Două linii, din ce știu eu, butelia... Mamă, ce mă enervează asta. Butelia are vreo 40 de litri, băieți. Butelia are 40 de litri, am plecat cu două linii din Câmpul Lung, am mers 50 de kilometri din Câmpul Lung până în Pitești și nu a dispărut linia, adică după logica mea de șofer a tot cunoscător, spre puțin, a consumat sub 10 litri de gaz, da? Deci mașina asta trage foarte bine, trage foarte bine. Am aici navigație, ca să vă prezint un pic și dotările. Nu mai țin, am făcut vreodată vlog, nu să prezint mașina așa, nu am făcut. Am mai avut eu o tentativă, dar n-am postat-o. Da, dar acum încolo ne facem tupeu și le postăm. Bun. Deci, ca să vă prezint și dotările. Aici, în stânga mea, am oglinzile. Niciodată, parcă odată când am cumpărat mașina, am umblat pe aici să văd cum manevrez oglinzile. În rest, eu n-am mai umblat la oglinzi, așa. Am aici, scrie senzorul de... Am oprit senzorul de parcare. Da, bun, aici e senzorul de parcare, se pare. Aici avem modul eco, deci start-stop-ul ăla, care, ia uite mă, a apărut și pe Logan, da? Așa. Ce mai avem aici? Hai să vedem, arată aici bordul. Avem acum 13 grade, slip ăsta, nu știu ce înseamnă slip-ul ăsta. Avem 31.000 de kilometri pe aia, eu am luat undeva la 13.000? Sau 14.000, între 13, nu, mai jos, nu știu, în fine, între 10.000 și 14.000 de kilometri am cumpărat eu, că nu mai știu. Deci, încă o dată, repet, am dat pe ea 12.000. Bun, mergem mai departe. Chiar nu știu ce înseamnă asta, uite, 1457. Nu știu ce înseamnă, cred că kilometri de când s-a resetat ceva, nu știu. Așa, cam asta a fost computerul de bord. Ce mai avem aici? Navigația, care, apropo, are CarPlay, da, deci am tot ce vreau eu. Eu acum filmez cu iPhone-ul, frate, că eu sunt un vlogger sărac. Eu n-am, frate, eu nu-mi permit cameră profesională ca vloggerașii ăștia. Mă descurc și eu cum pot. Filmez și eu cu un 14 Pro Max. Da, chiar filmez cu un 14 Pro Max. Și da, chiar nu mai am bani să-mi cumpăr și o cameră, dar trebuie să fac ceva și o să ne cumpărăm și o cameră. Reminder, turn on your headlights. Taci din gură. Bun.
Merge mai departe. Clima, era să zic navigația, mâncață. Și clima, eu nu știu ce face asta. E auto, adică se reglează în funcție de temperatura care... Bă, nu mă gândesc, nu? Câteodată când dau pe auto, se dă asta full, mâncață. Dar văd că acum nu s-a dat full, am dat pe auto. Așa făcea, astăvară. Deci astăvară... E probabil că dacă e cald... Se dădea full aici. Brrr, dacă e cald, știi? Foarte cald, atunci... Prima auto. Oprește-te, mă, mamă, cum îl opresc cu aia? Așa, bun, avem o linie. Las la 22 de grade, da? Da. Așa, bun, perfect. Bun, ce mai avem aici? Fiți atenți aici, băieți. Ce morțile are ăsta? În spate, măi, pentru spate? Mm. Da. A, da. Arată acolo, în spate. Deci am până și comenzi electrice pe spate, da? Deci aici, frumos, la fel, aici pentru spate, ușa din spate, da? Spate dreaptă. Așa. Ce mai avem aici, mă? Bun, aici e important. Deci aici avem așa. Arată aici? Limit. Limitator. Dați așa că vă și arăt. Stai că suntem la semafor acum, dar cred că pot să-l setez eu acum. Deci limitator, suntem în oraș, da? Îl punem la 60. Și hai să vedem cum se descurcă. Ține-l aici pe bord. Așa. Mai uite, mai așa zâna mea. Așa. Bun. Vezi? Asta înseamnă, frate, să faci vloguri de buget. N-avem cameraman, n-avem video editor, suntem morți în cadă. Bun, și acum am dat limită 60. Hai să apăs un pic pedala. Peste 400 de metri. Că sunt în a întâia, a doua. Ușor, ușor. N-am unde să-i dau nici măcar 60. Deci, da, în fine, ați înțeles ideea. Nu mai testăm. Bun, deci butonul de sus a fost limitator. Și acum butonul de jos avem cruz, da? Deci pilot automat. Așa, în rest mai am ceva? În rest nu mai am nimic. Bine, acum trebuie să facem o remarcă că noi nu mergem de la Timișoara, facem o oprire la curtea de Argeș. Că o să zic că ea, că nu te duci la Timișoara, că uite, acolo arată o oră și un minut. Da, bine, mergem la curtea de Argeș pe ziua de azi, dar mâine o să mergem la Timișoara, că vreau să mă lungesc cu vlogul anul ăsta pe mai multe zile, da? Cam asta este prezentarea Loganului, v-am arătat acolo la câmpul cum arată din exterior. Ăsta este interiorul, mie nu-mi place foarte mult, dar și scaunele astea. Eu la viața mea am mai stat în câteva Loganuri și să știți că nu pot să zic că sunt cele mai confortabile. Uite, noi mai avem un Opel 1.3, da? Un Opel Corsa 1.3 diesel din 2009. Și cu părere de rău, spun că scaunele de la Opel ăla sunt mai confortabile ca Loganul. Dar, față de alte Loganuri și poate și alte mărci de mașină, sunt ok. Sunt ok. Adică eu am făcut foarte multe drumuri și de Cluj și pe la în zona Craiovei, București, nu mai vorbesc. Am ceva drumuri lungi cu asta. Deci eu mașina asta o am de câteva luni și de la, v-am zis, nu mai știu cât am zis, mă, 14.000. De la 14.000 am făcut aproape 32.000. Am mers câțiva kilometri cu ea la drum întins. Sunt mulțumit de ea. Bine, asta e pus de fostul proprietar. Mașina a fost cumpărată aproape nouă, adică să vă și explic. Cred că băiatul s-ar putea să vadă vlogul, că el chiar mă urmărea. Deci a fost așa, totul aleatoriu. Da? A fost o coincidență. Da? Era un copil de 18 ani cu părinții. Părinții lui sau unchii s-o, nu mai țin minte. Bine. Părinții lui sau unchii s-o i-a cumpărat mașina asta cadou la 18 ani. Mi-ar fi plăcut și mie să-mi cumpere tata măcar un Logan. Atunci pe vremea aia, când aveam 18 ani. Era fain așa un Logan nou. Și am întrebat până nașul ăla, bă, dar tu de ce vrei să o dai? Că e faină, e nouă, morție, e nouă. Nouă, nici măcar, nici în ziua de azi nu are rulajul făcut, da? Și omulețul mi-a zis, bine că, na, mie mi se pare aiurea, dar la vârsta lui poate... El a zis că vrea Mercedes. Interes că n-am putut să-mi cumpăr un Logan ăsta faza 3. Îmi pare un pic rău câteodată că n-am cumpărat faza 3. Dar multă lume zice că mai are probleme faza 3 și la faza 2 ăsta... prea am auzit eu mari probleme cu ea. Deci s-ar putea să avem bulan pe partea asta cu problemele mașinii, da?
Da, deci omulețul și-a vândut mașina nouă ca să-și cumpere un Mercedes și eu i-am dat pe ea 12.000. Nu te-ai încadrat bine? Da, știu că m-am încadrat bine, dar tot putem să mergem și în față, numai că o să stăm mai mult aici. Arată-mă ca să vadă cum am încadrat, nu e problemă. Așa. Cam asta a fost prezentarea din interior. O să mai revenim așa, la drum. Fucking morning. Arată aici acul de motogaz. E full, da? Unde am băgat la Pitești, nu? Da. Deci la Pitești am băgat fullul de gaz. Acum suntem aproape de Vâlcea, dar am făcut așa. Pitești, Cepari, de pe lângă Curtea de Argeș, nu știu care știe cum știe. Câți kilometri am mers noi? 50 erau. 40-50 de kilometri, nu? Da. Cam acolo, 40-50 de kilometri, plus am mers acum vreo 10 kilometri, am mers 10? Da. Am mers 10 kilometri și momentan, și bine, asta nu pe drum drept, gândiți-vă că numai pe drumuri de țară, drumuri de astea nasoare, deci mai devreme, fai. Uite, chiar o să te pun să filmezi când sunt drumuri de astea nasoare, să filmezi drumul. Deci numai curbe stânga-dreapta și gropite așa erau. Deci, bă, băieți, nu știu care v-ați uitat la filmul cu Zelenski, da? Dar de la aia de sus până ajunge la firma care construiesc drumurile, uite așa să toacă banii. Și de aia nu se face nimic. Cel puțin asta e părerea mea personală, da? Deci drumurile sunt varză, nu? Bine, drumurile naționale le avem bune, autostrăzile, să zicem că autostrăzile sunt bune, pentru că, bun, autostrada de la Sibiu la Cluj e bună, E nouă. E ok, e nouă, n-ai denivelări de alea. Dar A1 Pitești-București, vedeți că aia nu se poate numi autostradă. Și vă spun și de ce. Bun, cu loganul meu, da, pot să merg 130 la oră și să nu am probleme. Dar hai să ne gândim și la din perspectiva celor mai bogați. Vine unul cu un McLaren, cu un Porsche, cu un Ferrari, sau chiar și cu mașini tunate de alea joase. Păi n-ai cum, tată, să-i dai pe A1 130 de kilometri pe gropile alea. Bă, sunt gropi, sunt denivelări pe A1, sunteți nebuni? N-ai cum. Da, mă, băieți, deci suntem pe autostradă dintre... Uite, suntem și live pe TikTok. Ce autostradă e asta, mă, dacă poate să mă ajute cineva de pe TikTok? E Sibiu, Sebeș, Sibiu, Deva, spre Timișoara. Am făcut full-ul la Pitești, arată aici, te rog, așa. Și ne-a consumat decât 2 litri. Cred că merge bine tare colanul ăsta. Trebuie să mai povestesc și vă, dar am uitat. Cât de static e drumul? Scădă drumul. Mamă, uite ce nori. Da, prindem când senin, când niște nori și ceață urâtă.
Da, mă, băieți, deci ideea e foarte clară. Pentru Românica, dacă vrei o mașină care să mergi de, în toată țara asta, pe bani puțin, this is the fucking choice. Deci asta e alegerea, băieți. Da, aveți treabă. Deci merge blană, 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 blană. Și are și un pic de sfânt. Da, suntem cu două linii, mai avem o oră 38 până la Timișoara, 158 de kilometri. Încă mai avem două linii de gaz, dar o să mergem și o să-i facem iară full-ul, ca așa ne place nouă. Când rămânem la două linii, la o linie, trebuie să căutăm să-i facem full. Gata. Am ajuns și în Timișoara, băieți. Ca un calcul așa simplu, de la Pitești la Timișoara am mers cu 126 de lei, 30 ceva de litri de gaz, care a fost pe live pe TikTok, ați văzut. Și acum o să vă prezint o fază amuzantă, veniți bune. Doamnă, am ajuns aici într-o benzinărie de la intrarea în Timișoara și care știți cum arată asta de aici, de încărcare de gaz. Știți că majoritatea benzinăriilor, angajații trebuie să-ți alimenteze gazul, da? Bineînțeles. E bine, în benzinăria asta lumea se servește singură și eu stăteam înăuntru în mașină, eram live pe TikTok și vine la mine un taximetrist, mi-a bătut în geam, că haide mă alimentează, că nu știu ce, zic, păi nu trebuie să vină cineva să mă alimenteze? Nu. Bine. M-am băgat pe aici frumos. Și îi zic, da, de eu nu știu să-mi alimentez, pentru că mereu mi-a alimentat cineva. Și să bagă el să-mi alimenteze. Bun. Deschide el ăsta frumos, desface ăsta, ia pompa. S-a chinuit 5 minute după ceas să încerce să-mi lipească pistolul ăla. Bagă o dată, îi sare de asta pe mână, mai bagă încă o dată, îi sare până aici, mai bagă încă o dată, îi îngheață mâna, mai bagă încă o dată, îi stropește și până aici și se murdărește și pe aici. Deci îmi pare foarte rău care a spus pe live-ul ăla de pe TikTok, care ați văzut, v-ați pișat pe voi de râs. Îmi pare rău pentru voi care vă uitați acum la clipul ăsta, pentru că nu ați văzut, s-a făcut omul varză, frate, i-a făcut bluza varză. Deci toată mâna o avea albă de la gazul ăla și pieptul la fel aici, alb. Mânarul m-am dus, adică ați văzut care a spus pe live, m-am dus, eu am chemat eu pe aia, a venit aia dintr-o mișcare, a luat ăla, dă-mă încoa, bam, 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 click și gata. Că domne, că eu mi-am încărcat de ani de zile gazul, păi și-a încărcat de ani de zile gazul și s-a făcut varză. În fine, ideea e că am ajuns la Timișoara, la hotel, cum se numește hotelul? Perla Park. La hotel Perla cu 126 de lei, 30 ceva de litri, sunt 440 de kilometri, băieți. Bungolanul.